Eu consider că fiecare bărbat trebuie să facă armata, adică oarecare disciplină. Și așa e mai corect. Fiecare bărbat trebuie să facă armata. Decizia a fost de mine făcută binevol, că în primul și în primul rând ești un bărbat și îți ești datorit să faci armata moldovenească. Până să plec am în armată, când îi vedem pe stradă, îmi părea că tot aveam o onoare și un respect pentru ei. Tinerii care au atins majoratul au ales să-și onoreze obligația față de țară. Recruții își vor petrece următorul an în cadrul structurilor armatei naționale. În Centrul Militar Teritorial Bălți se desfășoară o activitate planică, conform programului pregătire de luptă a armatei naționale, și anume încorporarea tinerilor recruți în rândurile armatei naționale. Potrivit lor, este o decizie asumată și bine gândită. Să ne apărăm patria, părinți, tot familie. Dar totuși, pentru țara noastră e mult mai importantă pacea, nu? Nu, da. Dar tot. Ar trebui să mă ca ceva în țară. Și nici să ne apări. De ce ai de ce să faci armata? Și bă, trebuie, pentru un băie trebuie. De ce? Faci armata. Pentru că trebuie să apări patria. Una altă. Nu ți-e frică? Deloc. Tata meu, cum a fost cetățean în Republica Moldova și a fost la armată și mă duc după dâns să fiu un bărbat. Și armata din băieți 18-19 ani arată că a să fie un bărbat și a să arate că e capul familiei, ca să poată întreține. Mulți oameni pot spune că armata e așa, e rău, că acolo se bate asta, dar până când nu te duci, n-a să vieți cu ochii tăi. Trebuie de încercat, deși nu. După 6 luni, soldații pot alege să rămână în rândul armatei naționale în bază de contract. Tinerii sunt dispuși să meargă în armata națională, sunt vioi, sunt plini de viață, au dorință și cu mult drag îi așteptăm următoarele generații. Tinerii recruți care recent o să devină soldați în termen în armata națională își vor îndeplini serviciul militar în decurs de 12 luni calendaristice. Totodată, dumnealor au posibilitate după 6 luni să devină militar prin contract în rândurile armatei naționale. Recrutul care urmează să devină militar în rândurile armatei naționale, obligatoriu trece medicii, cum ar fi chirurgul, medicul psihiatru, oftalmologul, și ceilalți terapeutul și ceilalți medici specialiști în domeniu. În Republica Moldova, serviciul militar este obligatoriu. Prin urmare, toți tinerii care au atins vârsta de 18 ani sunt înrolați în cadrul armatei, excepții fiind pentru studenți sau cazuri speciale de boală, situație familială grea, convingeri personale sau religioase.